Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Călăraș, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au indisponibilizat peste un kilogram de cannabis în urma a 11 percheziții efectuate în Călăraș și București, la locuințele unor persoane bănuite de trafic de droguri de risc. Din cercetările efectuate a reieșit că, din decembrie 2018 până în prezent, cei în cauză ar fi distribuit droguri de risc în Călăraș și în București. Întreaga cantitate de cannabis ar fi fost vândută cu peste 50.000 de lei. La data de 28 martie, polițiștii au efectuat 5 percheziții domiciliare pe raza județului Călăraș și au descoperit o cultură de cannabis, compusă din 7 plante mature de aproape 1,2 metri înălțime, aparatură specifică necesară cultivării cannabisului, un cântar electric și aproximativ 200 de grame de cannabis. Cei în cauză ar fi cultivat cannabis pe care ulterior l-ar fi recoltat și pus la uscat în vederea comercializării. În cadrul aceluiași dosar penal, la data de 18 aprilie, polițiștii au depistat în flagrant delict în București o persoană care avea asupra sa 500 de grame de cannabis. O zi mai târziu, au fost efectuate 6 percheziții domiciliare în capitală și au fost descoperite și confiscate peste 450 de grame de cannabis, 9 telefoane mobile, suma de 7.030 de euro, aproape 39.000 de lei, 2 grindere și un cântar electric. În urma probatorului administrat, 2 persoane au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. La acțiune au luat parte și jandarmii.